înțelegem aici în platou ce e cu acciza asta, pentru că vine ministrul Voina, domnul Liviu Voina, care se ocupă de buget și spune că scopul măririi accizei a fost de a preveni deflația. Pentru că dacă scade prețul la carburant și scad prețurile în general, o să fie rău în țară. Deci eu nu mai înțeleg nimic. Pentru ce e acciza asta, poate înțelegeți dumneavoastră. Bună seara, doamna Pușcalău. Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat permisiunea să intru în direct. Eu atâta minciună și atâta incompetență cât la USL n-am văzut niciodată. S-au încurcat în propriile minciuni. Strâng banii aceștia, este evident, pentru că este an electoral și au crescut bugetul care se alocă primăriilor pentru că au nevoie de primari în campaniile din iunie și din decembrie 2014. Am auzit numai prostii mai devreme. În timpul mandatului meu de ministru, pentru prima dată într-un guvern s-a dat un ordin de ministru care a stabilit prioritizări. Nu s-au mai început lucrări noi. Din cele 40.000 de șantiere, cât vă aduceți aminte, anunțam la guvern că am găsit începute, cel mai vechi era de prin 1971, am mai lăsat la plecarea noastră în jur de 16.000 de lucrări începute, de șantiere. Deci în vremea guvernării Boc, în vremea mandatului meu de ministru, s-au închis toate mare parte din lucrările începute de guvernări dinainte, nu s-au început șantiere noi. Au fost două programe pe care am dorit să le începem și nu am putut să le finanțăm, modernizarea satului românesc. Nu s-a finanțat nici măcar un singur proiect pentru că n-au fost bani și nu am vrut să deschidem șantiere fără să avem finanțare. Toate proiectele, în schimb, pe care primarii le-au avut și care nu puteau fi finanțate pentru că nu existau bani pentru începerea de șantiere noi, au fost finanțate cu fonduri europene. Le recomand celor din guvernul Ponta să folosească banii europeni. Să nu înceapă șantiere noi acum pe programul domnului Dragnea, care, ca să poată să-și financeze proprii primari, a adus în Ministerul Dezvoltării un program nou prin care iarăși se deschid lucrări de drumuri, iarăși se deschid lucrări de apă, canalizare, iarăși se deschid lucrări de infrastructură socială, dar numai acolo unde are USL-ul interes. În schimb, toate celelalte șantiere pe care și eu le-am găsit la rândul meu când am venit ministru și pe care nu am reușit să le închid, dânsul le abandonează pur și simplu. Teoria aceasta cu șantierele începute în vremea guvernării Broc și în vremea mandatului meu de ministru se aplică USL-ului astăzi. Noi am fost un guvern responsabil. Am finanțat ceea ce era început. Dacă au fost proiecte noi, au fost pe fonduri europene. Chiar ei acum nu fac decât dezmățe banul public. Chiar 0,7 aceștia, 7 eurocenți pe care îi pun ei la benzină, sunt pentru campania electorală. Explicații nu prea există, pentru că vedem că e plin de bâlbe. Fiecare are o altă explicație pentru necesitatea acestei accize. Avem niște intervenții aici în platou. Domnul Marian Petrache. Doamna ministru, au fost multe programe începute, mai ales pe 577 și pe ordonanța 7. Le-au început toate guvernele. Cum ați început și dumneavoastră în perioada 2008-2012? Nu puteți să spuneți că dumneavoastră n-ați început lucrări noi în perioada 2008-2012. Există un ordin de ministru din 2010 semnat de mine, prin care am spus foarte clar că banii de la bugetul ministerului se împart către lucrările care sunt 80% finalizate, deci pentru cele care mai au 20% până a fi terminate, către lucrările care se efectuează în stațiuni turistice sau către lucrările care deservesc zone cu potențial de dezvoltare economic major, cum erau platforme industriale. Deci este un ordin de ministru din 2010, de când am venit ministru la dezvoltare. Așa s-au finanțat proiectele în mandatul meu. Nu au fost proiecte începute în mandatul meu, decât eventual proiecte pe turism.